Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursadefericire.ro. Donează și tu. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Nu e neapărat necesar să și răspundeți la întrebarea pe care o adresați. Este un mod de a aborda, dacă vreți, veșnica discuție despre sistemul de educație care este înghețat, practic, într-un proiect care, în mod evident, nu ne duce unde trebuie. Asta arată testele PISA, unde am căzut sub Bulgaria la matematică, suntem, mă rog, la citire, suntem, cred, sub Republica Moldova, dar la matematică e cel mai greu. Iar rata asta în alfabetismului, să știți că e o chestie foarte, foarte serioasă. Știi să scrii, să citești? Da. Dar nu se folosește la nimic în viață. Eu i-am spus poate prea dur o rată a prostiei. Nu știu dacă nu e vorba de o prostie nativă aici. La fel cum inteligența nu este într-o mare măsură nativă, ci este dobândită. Asta o arată psihologii. La naștere, diferențele dintre oricare copil, cei mai mulți dintre copiii din România, sunt minime din punct de vedere al capacității intelectuale. Că unii devin mai deștepți, iar alții mai puțin deștepți, face parte din procesul de educație, de evoluție. Deci, stimați ascultători, aceasta este informația zilei, de fapt, așa cum ați auzit la știri. Da? Testele PISA arată că rata analfabetismului funcțional în România e la apogeu, 44%. Asta e prima informație. A doua informație, v-am dat-o ieri. Întrebați de IMAS, atenție, într-un sondaj la nivel, relevant la nivel național, care ar trebui să fie prioritatea președintelui, noului președinte, românii, printre doar 2% dintre români au spus educația. Interpretarea mea este că românii nu cred că am avea o problemă cu sistemul de educație. Primești diplomă? Da. Bun. Atunci ce problemă să fie? Te duci la școală și primești diplomă. Ăsta e sistem de educație. Cei mai mulți dintre români probabil așa cred. Și 3, eu am introdus intenționat și e verificabilă pe Institutul Național de Statistică, deci e informație oficială, față de 2015, când salariul în educație mediu era de 1700 de lei, astăzi este 3300, aproape 3400 de lei, deci dublu. În ultimii 4 ani în care rata analfabetismului a explodat, salariul mediu în educație s-a dublat. Acum vă rog să puneți dumneavoastră întrebarea. Despre educație, bineînțeles. Nu mă întrebați dacă plouă la București, că mă uit pe geam și vă spun. 0372069599. Florin, bună ziua! Te salut, Moise. Am o singură întrebare, din câte înțeleg. Da? Ei, nu m-am gândit la chestia asta. Dacă vreți să puneți mai multe, de ce le-am limitat la una? Puneți câte vreți. A, bun, uite, o să pun două. Da. În primul rând, de ce nu ne definim noi ca nație ce vrem de la învățământ? Ce e învățământul? Adică de ce plătim, de ce trimitem copilul la școală? Ce vrem? Care e rezultatul? De ce nu ne definim chestia asta? Vreți să și răspundeți la această întrebare? Da, bineînțeles. Mulțumesc. Dacă mă întrebați pe mine, din punct de vedere național, există un scop al învățământului. L-a spus domnul Marian Staș, când a fost la emisiunea Piața Victoriei. Scopul învățământului în România este să plătească salariile dascălilor. Și atât. Răspunsul meu ar fi să fie un vector de bunăstare. Un insect, o sămânță de bunăstare. Asta ar fi răspunsul meu. Asta e ce vreți dumneavoastră să fie învățământul, da, în România. Da. Întrebarea, da, este de ce nu definim ce ar trebui, da, ce ar trebui să fie corect. Deci întrebarea nu e ce e învățământul. Da, problema e că fiecare înțelege cu tot alt lucru. Am vorbit cu o profesoară de română, învățământul, școala este un mijloc de iluminare, de înălțare prin intelectualism. Ceva de genul ăsta. Poate fi. Ok. Poate fi. Da, dar știi că e piramida aia lui Maslow sau nu știu dacă... A nevoilor, da. A nevoilor. Românul are prima dată... Nevoi primare. Nu românul. Toți oamenii, în general, au întâi nevoi primare. Da. Toți oamenii. Cam asta ar fi o întrebare retorică. De ce nu ne definim și de ce nu hotărâm toți? Băi, învățământul trebuie să fac asta. Ok. Mulțumesc. Interesant. Și mai am o întrebare. Vă rog, Florin. Da, uitați-mi. Deci, de ce învățământul actual nu se adresează tuturor? Tuturor
Cum este general, obligatoriu și gratuit, potrivit Constituției României? Nu. La nivel de elev, da, sunt elevi cu capacități intelectuale mai bune și unii mai slabi. Nu, tocmai v-am zis că asta e o legendă. O spune psihologul Daniel David, dacă vreți, în Psihologia Românilor. N-am citit eu prea multe cărți de psihologie, dar pe aia am citit-o cu atenție. Bun, atunci la, stai întrebarea, pun alta. Ce facem cu copilul care acasă are doar un bunic sau nu are nimic și nu poate să-și facă temele acasă? Ce facem cu el? Îl ducem la școală. Păi îl ducem la școală și o să-i dea teme acasă. 1000 de probleme îmi dădea Morie la fizică. Dumneavoastră ridicați și problema asistenței sociale, a școlii ca asistență socială, asta vă puneți, nu? Da, trebuie. Câți oare dintre, doar românii care știu cum sunt sistemele din Occident și care au interacționat cu alți români care au plecat acolo și care au sistem, au copii în sistemele educaționale din Occident, știu să răspundă la această întrebare? Pentru că pentru ceilalți este evident, copilul trebuie să aibă multe teme pentru acasă, pentru a nu avea timp de prostii. 0372069599. Ce întrebare puneți în legătură cu sistemul de educație din România? Alice, bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine să intru în direct. De multe ori vă prind numai pe YouTube, reușesc să vă ascult. Și îmi pare bine că am atins emisiunea aceasta, pentru că, da, de ceva vreme am devenit mămică și cu toate că am militat întotdeauna pentru rămas în țară, e din ce în ce mai greu să iau apărarea cel puțin a educației. Pentru că vă gândiți la copilul dumneavoastră, da? Exact, care se apropie de vârsta școlară. Care e întrebarea? Nu se apropie, că e mic, are un an. Se apropie, dar... cu fiecare zi da, se apropie. Da. Vă rog să mă credeți că am trecut prin această experiență de când avea o zi. Și m-am gândit, o să schimbăm sistemul de... Tot așa, până în clasa 1. Clasa 1 am zis, n-am reușit, dar mai încercăm. Și tot așa, până între a 12. Vă rog. Exact, problema este că până să se nască copilașul, militam foarte mult pentru rămas în țară și chiar uneori mă răzbunam așa pe prietenii sau cunoștințele care alegeau, na, de bună voie sau silit, alegeau să se mute din țară. Dar acum, de ceva vreme, efectiv nu mai știu pentru ce rămânem și asta în principiu din cauza educației și a sistemului de sănătate, dar educația pentru copilul meu, pentru că, sinceră să fiu, eu nu am fost deloc mulțumită de educația mea personală, cu toate că am învățat la unul dintre liceele de elită din localitatea mea. Adică chiar acum mă gândeam că am avut reuniunea de 10 ani și nu știu cu ce am rămas după liceu. Am intrat în liceu acela plin de istorie, care a făcut acum 160 de ani de la înființare și nu mă ducea cu gândul decât la oamenii care i-am cunoscut acolo, colegii. Deci, întrebarea dumneavoastră în legătură cu educația este de ce mai rămânem în România? Am înțeles bine? Da, exact. Foarte bună întrebare. De ce să rămânem în România să facem educație? De ce? Și, dacă îmi permite și o a doua întrebare, când vom prioritiza elevul și nu profesorul, nu lecția de matematică, nu tema de acasă? Când vom pune pe primul loc elevul? Teoretic, să știți că toată lumea zice că elevul e pe primul loc. Noi de cei de la Europa FM, având acum experiența acestor campanii electorale în care ne-am străduit să organizăm dezbateri și să ne și iasă interesant și bine și să se uite lumea, ne-am gândit că acum, dacă tot s-a terminat campania electorală, de ce n-am continua? În curând, deci vă pregătim o surpriză. Cred că chiar săptămâna viitoare, încă mai așteptăm niște confirmări. Vrem să-i punem față în față în studioul ăla de unde am făcut, mă rog, garajul Europa FM pe care l-am făcut studio electoral. Vrem să facem dezbatere între ministrul educației, sindicate, profesori și copii. Deci, rămâneți pe recepție. Ion, bună ziua! Ion? Alo! Bună ziua! M-auziți? Bună ziua și dumneavoastră! Domnule, eu am o întrebare pentru presa din România, unde vă includ și pe dumneavoastră, pe domnul Tolontan, Raise Proiect, să faceți o investigație ziaristică și să găsiți momentele în istoria pus de ședința României, persoanele și interesele care au fost atunci când au apărut ordine de miniștri, legi, care au influențat decisiv învățământul România. Da. Eu o lansez această provocare în ideea că învățământul românesc a fost distrus deliberat. Se întâmplă nu numai în România, în multe țări din lume, un popor needucat, e un popor care poate fi manipulat și condus mai ușor. Da, nu cunosc această teorie.
E, știți ce e asta? Reflexul, da. Reflexul de a nu ne asuma responsabilitate. Dom'le, alții au fost de vină. A fost o conspirație mondială care a vrut să ne facă proști. Nu asta ați zis noastră acum? Lăsați, nu vorbesc de conspirație mondială. Dar de ce n-ați zis noastră acum că e un... Vă dau exemple. Așa. Ion Iliescu este primul și care a făcut cel mai mare rău României. Cum? Doamna ministru... Cum? Spuneți cum. Spuneți cum cu Iliescu. Cum? Da. O umbrelă a ținut în jurul dânsului și a protejat foarte mulți oameni, eu i-am numit genii ai răului, care prin deciziile pe care le-au luat și felul în care au condus în locurile în care au fost desemnați, au distrus viitorul acestei țări. Domnule, ei voiau să facă socialiști de piață. Vă rog să mă credeți. Sunt lucruri studiate deja și dovedite de istorici. O să mai scriu și eu din când în când. Deci Iliescu, el în sinea lui era bine intenționat, așa... Nu știu dacă KGB-ist, că probabil că n-a fost KGB-ist, da? Dar filosovietic. Asta sigur a fost. Ce voia el e să facă cu Gorbaciov Uniunea Europeană de Est, care să arate, din punct de vedere economic, cam cum arată China. Da, ok? Da, a eșuat. Dar haideți la tema noastră de acum. Care e întrebarea? Ce spuneți dumneavoastră asta cu principalele momente? E atât de ușor de făcut. Nu trebuie nicio investigație. Dar de ce nu există o listă? Păi noi am trăit evenimentele astea. Vreți să vi le spun? Da, Andronescu a făcut cel mai mult rău. Pas cu pas și punct cu punct. Să schimbăm un ordin pe care l-a dat ea. Au schimbat legea, nu ordinul. Lege organică. Astea, să le enumerăm punctual. Primele 5, primele 10 care momente din istoria. Ce întrebare puneți dumneavoastră, Ion? Eu? Da. Să schimbăm legile și ordonanțele. E cu semnul exclamării la sfârșit. Da, o întrebare aveți? Să schimbăm e cu semnul, mă înțelegeți? E imperativ. E cu semnul exclamării la sfârșit. O întrebare cu semnul întrebării la sfârșit aveți? De asta v-am spus. Ziariștii să facă o listă. Okay. Cu persoanele și cu momentele care au distrus învățământul românesc. Dacă le știm, putem punctual să acționăm. Le știm. Întrebați-vă, uite, vă pun eu dumneavoastră întrebare, că dumneavoastră n-ați spus niciuna. Întrebați-vă câți dintre politicienii din localitatea dumneavoastră, nu zic din satul România, în momentul în care vin în campanie electorală, zic ceva, orice, despre educație. Adică, în ce măsură politicienii evaluează că pe români îi interesează acest domeniu? Uite, v-am adresat eu dumneavoastră o întrebare, promit să nu mai pun de aici încolo altele. Bună ziua, Corina! Corina? Da, bună ziua! Vă ascultăm, Corina! Sunt mama unui băiat de 17 ani, care a intrat cu 10 la unul din cele mai bune licee din București și care zilele trecute m-a întrebat, mi-a spus că va trebui să îi punem preparator dacă vrem să ia note... cât de cât ok la BAC, pentru că e singurul din clasă care nu face pregătire. De ce am ajuns aici? În privința pregătirii, în privința nivelului din clasă, de ce am ajuns aici și în ce sens? De ce nu putem doar cu cunoștințele pe care le asimilăm la clasă să luăm note De ce există o piață paralelă a educației? Și privată? Nu, de ce nu-și fac profesorii treaba la clasă și e obligatoriu? Noi nu am făcut un minut de pregătire cu el până să intre la liceu. Okay. Suntem din provincie, am venit în București pentru că face sport de performanță, dar n-am vrut să renunțăm la școală. Și suntem în momentul în care copilul a zis fără pregătire, nu se mai poate. Bine. Să vă spun o chestie. Așa ca de la părintele, întrebarea noastră e foarte bună. Nu o să vă răspund eu la ea, dar pot să vă spun așa. Că atunci când am terminat liceul, eram atât de arogant încât n-am vrut pregătire la nimic. Și n-am luat la facultate. Am stat un an acasă, am învățat, am făcut pregătire fără bani pentru că profesoara mea de română să o țină Dumnezeu sănătoasă câte mult timp de aici încolo, n-a vrut să ia bani. Pur și simplu, nu numai de la mine, de la toți copiii care cereau ajutorul, chema acasă, făcea pregătire, n-a vrut să ia bani. Asta cu pregătirea, cu piața paralelă, dacă mă întrebați pe mine dintr-un punct de vedere așa pur și simplu extern, este că o piață paralelă, că vorbim de o piață regulată sau o piață speculativă sau pur și simplu o piață, ea întotdeauna apare atunci când există un deficit. E deficit de educație în școală? Da. Apare o piață privată de educație. Asta înseamnă pregătirea particulară. Eu cred că în momentul în care copiii sunt la un liceu extraordinar de bun și în care sunt foarte nu mai există așa ceva. De sistemul de învățământ de la noi, merg fără niciun fel de drag și plăcere la școală, nu au nici un mentor, zero.
Corina. Vorbim de licee de vârf. Corina, aruncați etichetele, că nu sunt bune de nimic. Copiii de la cele mai bune licee din București, din Severin, din Craiova, Timișoara, așa, sunt produsul eforturilor făcute de părinți, în special cu educația. Știu, faptul că săptămâna asta copilul meu își dă examenul pentru SAT și va pleca cu bursă pe sport în state. Pentru că România nu-i oferă nimic. Noi l-am întreținut cu totul până în momentul ăsta, n-am primit un leu de la statul român. Și credeți-mă că nu ne-a fost ușor. Suntem normali, oameni normali. Vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat la această emisiune, Corina. E foarte bună întrebarea dumneavoastră. 0372069599. Facem concurs de întrebări bune astăzi la România în direct, legate de sistemul de educație, de fapt. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt mama unui băiețel de 6 ani și jumătate. Este un copil, cum spui tu, zici că nu e supradotat. Să zicem că e bine crescut, pentru că am răspuns la întrebări, am încurajat curiozitățile și el la 6 ani și jumătate a ajuns să aibă un nivel de înțelegere și cunoaștere cam de clasa 3-a. Super. Ce faci în învățământul românesc? Eu nu jur că n-am făcut presiunea asupra lui să învețe ceva, a venit totul de la el. A pus întrebări legate de cifre, a pus întrebări legate de dinozauri, de fenomene fizice. Cu excepția unor cazuri cu totul și cu totul excepționale, să știți că, în general, deschiderea și curiozitatea copiilor au legătură cu abordarea educațională a părinților. Adică, okay, cum vorbesc părinții cu ei când sunt mici? Dacă îi pui o tabletă în brațe și pe post de babysitter... Să știți că i-am pus și tabletă în brațe. Dacă nu și tabletă în brațe, n-am pus limită la tabletă, adică, mă rog, faptul că am avut și alte activități, probabil a pus de la sine limită la tabletă. Încerc să vă spun că cu cât părinții se interesează mai mult și fac în mod activ ceva cu copiii, cu atât șansele ca un copil să aibă astfel de curiozități și nu numai curiozități, modele de interacțiune, de fapt, de la vârste mici, sunt mai mari. Cu atât șansele sunt mai mari. Care e întrebarea? Ok. Întrebarea. Da. Ce faci cu un asemenea copil în sistemul de educație românesc când tu ai vrea să-l duci direct în clasa a treia, să zicem, dar nu poți, ai vrea să... la un sistem de privat, unde oricum sistemele private pentru copii supradotați, că ei așa le zic, sunt în weekend, adică trebuie să-i oferi, să faci un timp suplimentar cu el, lucrul ăsta, da? Învățământ. Adică v-ați uitat la filmul, la filmul Tânărul Sheldon, v-ați uitat? E pe HBO. Ia să vă uitați pe HBO. E o comedie, un sitcom din ăsta, de 20 de minute episod, o să vă distrați. E vorba de o familie normală în care apare un copil supradotat. Tânărul Sheldon. Așa. Da, e personajul din... cum se cheamă? Tot un sitcom, da, de mai vechi. În fine. Și ce fac cu copilul până... sau după ce văd filmul? Ce să faceți? Ce să faceți? Îl duceți la școală? De ce ați vrea să faceți altceva? Îl duc la școală, la pregătitoare, de asta spun. De ce la pregătitoare? Duceți-l la școala normală. Păi da, exact, la școala normală, în clasa pregătitoare. Și mă întreabă când o să facă operații complicate. Zic, mai stai vreo 3 ani. El până ajunge în clasa a treia, sigur o să mai facă și o să mai învețe mai mult. Adică, cumva, și el se duce la școală degeaba. Nu e adevărat, Mihaela. Școala este, în primul rând, mediul lor de socializare. Prin care, dacă nu trec, nu socializează, ca să nu zic altceva. Ok? Deci face parte din evoluția lor. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, principala mea preocupare ar fi să-i găsesc o doamnă învăstoare care să fie foarte deschisă la cap și care să știe să fie prietenoasă, comunicativă cu un astfel de copil. Atâta tot. Uite, se naște o altă întrebare. Cum faci lucrul ăsta? Pentru că e cumva limitat sistemul de învățământ și în acest fel. Trebuie să găsești tu ca om, ca cetățean al României, portițe, să-ți faci o viză de flotant la o altă școală unde afli, înțelegi? Da. Dar dumneavoastră, adică cum credeți că ați ajuns așa inteligentă și atât de bună? Nu datorită acestui sistem greu care vă pune piedici tot timpul? Corect. Iată, România ne antrenează să devenim cu toții deosebiți. Din păcate, nu toți reușesc. Suntem ca Sparta. Un punct foarte bine Suntem ca Sparta, mă înțelegeți? Jumătate ajung spartani și jumătatea elaltă se pierd pe drum. Sunt pur și simplu executați de țara asta, ca să nu zic altfel. Da.
Da, deci bine, cum faci? Eu v-am răspuns la întrebare, v-am spus ce aș face eu. Nu e, nu știu dacă e răspunsul bun. S-ar putea să nu fie răspunsul bun. M-a convins chestia asta cu greutățile te fac mai bun, ok. Dacă, o știam, deci, dar reiterată... Deci, încă o dată, nu e. Deci, eu am adăugat ceva la celebra un șut în fund de un pas înainte, cu condiția să nu cazi pe burtă. E același principiu enunțat altfel. Deci nu întotdeauna un șut în fund e un pas înainte. Dacă reușești să avansezi, a fost un pas înainte. Dacă cazi pe burtă, n-a fost un pas înainte. Mulțumesc, Mihaela, încântat să vorbesc cu dumneavoastră. Bogdan, bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu sunt încântat să vorbesc cu toată lumea. Dacă din când în când așa mă mai surprinde cu câte o problemă un ascultător, na, nu vă spărați pe mine că îi zic că sunt încântat să vorbesc. Poftiți, Bogdan. Aș fi vrut să intru primul în direct, pentru că întrebarea pe care vreau să o adresez a mai fost pusă. Așa. De mai ce puneți o dată. De ce ar trebui să mai rămânem în România? Ascultând cele trei puncte pe care le-ai enumerat, aș vrea să le iau pe rând, așa, 30 de secunde fiecare. Președintele ar trebui să se implice mai mult în educație, da, teoretic. Practic, președintele nostru nu se poate implica în educație și, din punctul meu de vedere, nu se poate implica în nimic. De ce? Păi, nu știu, cred că a demonstrat de-a lungul celor 5 ani că, sau mă rog, a demonstrat foarte mult la sfârșitul celor 5 ani că a fost mai mult interesat de campania pentru următorul mandat decât de adevăratele probleme și de PSD, bineînțeles că asta e... Sunt anti-PSD, ca să spun din capul locului. Și atunci, oricum... Spuneți că n-aveți încredere, de fapt, că președintele ar fi interesat cu adevărat de educație. Asta da, n-am încredere. Spuneți. Poate că e interesat, dar nu știu, nu arată sau n-a arătat niciodată asta. Da. A doua problemă. A doua problemă, știu că a treia era cu salariile. Da. Nu mai știu care era a doua, scuze. Testele PISA. Testele PISA. Rata analfabetismului de 44%, cea mai mare din ultimii nu mai știu câți ani. Mie mi se pare mică 44%, uitându-mă așa în jurul meu și la... sunt tatăl unui băiat de clasa 7-a și văd la o școală de cartier din drumul Taberei, n-are importanță. Dar cred că e la fel la toate școlile și mă uit în jurul meu, mă uit la colegii lui, mă uit la celelalte clase și... Cred că, cu câteva excepții, rata asta, prostiei între ghilimele, cum ai spus, e mult mai mare. Testele PISA chiar arată realitatea, cam ce se întâmplă în România. Dublarea salariilor dascărilor în ultimii 4 ani? Dublarea salariilor, cred că salariile, dacă ar fi și 10.000 de lei pe lună în învățământ, nu s-ar schimba absolut nimic, pentru că, din punctul meu de vedere, aici e vorba de vocație, și nu de salariu. Adică un profesor în momentul ăsta, ce înseamnă în școala românească și sistemul ăsta învechit de care, între ghilimele, beneficiem, s-ar întâmpla la fel și pe 3.300 de lei și pe 10.000 de lei. Nu cred că s-ar schimba nimic din punctul ăsta de vedere. Eu cred că salariul este important, dar... Salariul este important, dar în domeniul ăsta, adică în momentul în care... Țin minte când eram copil, când profesorii alegeau să facă asta pentru că își doreau să facă asta. Da, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră și sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să adaug doar atât și vă mulțumesc pentru intervenție, Bogdan. Salariul, creșterea sau mărimea salariului sau tendința lui de creștere dă valoare adăugată, practic, muncii în momentul în care are sens stimularea. Adică dacă el nu este stimulativ dacă sistemul este închis. Dacă sistemul este închis și sunt aceiași oameni acolo, sau, mă rog, intră foarte puțin și bine aleși în sistem și ies doar, mă rog, acolo unde nu se poate face o șpagă, de exemplu, cu un loc dintr-o școală și un suplinător ieșit la pensie, da, și aici intră inspectorat de toată lumea, atunci sistemul este închis. Salariile cresc, da, cresc pentru toată lumea, nu se produce efectul de stimulare. Hai să ne înțelegem. Nu creșterea salariului este cea care stimulează, ci așteptarea creșterii salariului este ceea ce îl face pe un angajat să fie mai productiv. Vorbesc în general, nu mai în sistemul de educație. Faptul că tu muncești și că te aștepți să-ți crească salariul pentru că știi că se poate și că alții au un salariu mai mare pentru că au trecut la rândul lor prin ceea ce treci tu, asta te face să fii din ce în ce mai bun, să vrei. Deci ăsta e sensul stimulativ. În momentul în care salariul îți crește, el, în foarte scurt timp, ăla devine nivelul tău de venit. E al tău, e ca și cum l-ai avut întotdeauna.
după câteva luni de zile, dacă nu încep din nou să aspir la un nou nivel salarial, iarăși nu se mai produce efectul ăsta de stimulare prin creșterea salariilor. Astea sunt chestiuni mai complicate pe care nu știu câți dintre politicienii din România le-au studiat sau le cunosc. Sau... ei, în general, cresc salariile ca să obțină voturi. Despre asta este vorba. Indiferent că au resursă, n-au resursă. 0372069599. Gabriela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu vreau să întreb, nu-mi dau seama dacă până acum s-a pus în discuție așa ceva, dacă noi realizăm că educația este un concept, iar știința este alt concept. Din ce am ascultat eu și am tot auzit vorbind părinții, ne educăm copiii, părerea mea este că învățământul are două valențe. Una înseamnă educația și aceasta se referă la educația socială, cum conviețuim noi în societate. Cealaltă este învățământul pentru știință. Stați, numai puțin, adică nu pot să vă contrazic în ce ați spus până acum, vreau doar, am eu o întrebare. Există vreun segment în care școala românească face primul tip de educație la care v-ați referit? Educația socială? Părerea mea este că trebuie să fie. Și asta mi se Suntem pare... Suntem de acord, dar nu există așa ceva în școala românească. Păi da, da, asta spun, că ar trebui aici să ne gândim. Eu tot ce aud vorbindu-se despre educația românească, aud vorbindu-se și se referă oamenii, sunt lecții multe, sunt așa, PISA, aia, elaltă. Asta este partea de învățământ, dar educația... cine să o facă? Ok, se face în familie, e adevărat. Dar și dacă nu se face? Și dacă nu se face în familie? Exact. Ce faci? Și fiecare familie o face în felul ei. Dar noi conviețuim în societate. Așa este. Și ne înjurăm în trafic, ne înjurăm pe stradă și nu înțelegem exact. De ce. Băi, dar ce au ăia de s-au încăierat în trafic? Exact. Noi avem nevoie de o educație unitară. Asta trebuie să se facă în școală. Lăsând deoparte partea cu știința. Și educația asta trebuie să fie la nivel național. Trebuie să, iar dacă se merge pe această direcție, inclusiv profesorii trebuie să fie școliți pentru a face educație. Și nu mă refer profesor de educație, ci... Voastră credeți că profesor? Ei nu știu să facă educație? Eu nu cunosc curricula pentru... Nu. Hai să ne înțelegem. Profesor. Pedagogia e un meșteșug. Adică cum să-i înveți pe copii anumite lucruri, asta este ca orice altă meserie. E ca meseria mea, de exemplu. Meseria mea este să-i exprim tot ceea ce spun pe înțelesul tuturor. Asta înseamnă să fii jurnalist. Ok? Bun. Deci ei învață cum să predea lucruri. Noastră credeți că un profesor de matematică nu poate să predea fizică sau chimie sau biologie sau chiar istorie, dacă își pune în cap? Poate să predea. Eu mă refer că profesorul de matematică, el trebuie să participe la cursuri de educație civică pentru școlari, să fie la nivel unitar în toată țara, în toate școlile, această educație. Profesorul de matematică trebuie să știe. Eu cred că trebuie să știe altceva. Uite, aș vrea să vă contrazic. Fac cum am făcut aseară cu domnul Popescu. Și faia să zice, dar nu mai contraziți, domnule, deloc. Deci, eu zic în felul următor. Profesorul de matematică, sau mai bine zis, educația la care dumneavoastră vă referiți, asta socială, pe care toți profesorii o dau, și în mod evident nu o dau bine, ține de modul în care profesorul interacționează cu copiii. Adică, cum se arată el însuși, pe el însuși, cum se arată ca model social, indiferent că copiii îl percep sau nu ca model. Chiar și model de așa nu. Și ăla e un mod în care copilul primește educație. Da? Ajungând să urască un profesor și comportamentul acestuia. Sau ignorându-l. Da. Ok? Bun. Acum întrebarea pe care... Deci de la întrebarea noastră, eu pun următoarea întrebare. Cum facem noi ca toți profesorii, indiferent cât de buni sunt la matematică, fizică, chimie, istorie și așa mai departe, să aibă un model pozitiv care să educe din punct de vedere social benign copiii noștri? Cum facem asta? Asta este un program național. Așa se poate face. Nu putem lăsa... Am mai avut această dezbatere și a sunat Andreea Esca ca să-mi strice emisiunea. Deci, eu vă spun în felul următor. E foarte simplu. În loc să organizăm circurile alea cu copii dresați, care se numesc inspecții,
în care profesorii își iau gradele, pur și simplu pornim toate camerele din școli și acum sunt în 80% din clase, sunt camere de luat vederi. Iar inspecția se face fără ca profesorul să știe, în mod aleatoriu și permanent. Adică, intrând în clasă, domnul sau doamna profesoară știe că un domn sau o doamnă inspectoare se poate uita la ora respectivă, sau nu. Neștiind dacă se uită sau nu, va trebui să aibă tot timpul un comportament constant și de dat exemplu. Așa este, dar asta este, adică e oarecum pompieristic să facem repede. Cum și pompieristic? Nu înțelegeți că avem tot ce ne trebuie pentru asta? Exact. Avem și infrastructura. Exact. Dar eu mă refer ca societatea să existe pe principii corecte. Asta trebuie de la început, de la grădiniță, iar profesorii, fiecare facultate care pregătește profesori, trebuie să-i pregătească în mod unitar pentru a educa societatea. Pentru că adică asta mi se pare de bază și a la lung. Sigur că cealaltă, cum spuneți noastră, cameră, e foarte ok și e de făcut rapid pentru a regla rapid lucrurile. Dar a la lung, asta mi se pare. A la lung. Tot acest... E un proiect național. Sigur. Ca să însănătoșim această societate. Da, dar important este cum oprim căderea. Știți cum e? Noi acum suntem într-un cerc vicios. Dacă, de exemplu, eu dau un alt exemplu din acest domeniu. Dacă eu aș fi un realizator TV sau radio, care ar înjura tot timpul și ar face tot felul de glume din astea de ochiate, noastră ca public al meu, n-ați începe să percutați în același fel? Nu v-aș transmite, conștient sau nu, că să ne râdem, ca să zic așa, să ne râdem, da? Nu v-aș transmite, aș crea un cerc vicios în care dumneavoastră ați devenit din ce în ce mai nepoliticoși și eu, alimentat de succesul emisiunii mele, aș deveni și mai nepoliticos și tot așa, încerc, da? Așa. Invers, eu încerc de niște ani de zile să vorbesc cu dumneavoastră. Deci la început toată lumea râs, dar uite, ăla zice Gabriela dumneavoastră. Băi, ori ne tutuiești, măi, frate, ori ne zici cu dumneavoastră, ok? Încercăm să fim politicoși, fac 10 ani în curând și încă n-a intrat nimeni care să mă înjure la această emisiune, deși colegul Turcescu pe vremea când o făcea el și o ascultam, a avut multe astfel de incidente. Iată, ceea ce v-am exemplificat acum este, pe de o parte, un cerc vicios, pe de altă parte, un cerc virtuos. La fel și în educație, da? Și profesorii au profesori. Dumneavoastră ziceți să fie o școală de profesori care să-i învețe. Exact. Există așa ceva? Un cod de conduită civică la nivel național. Deci mie, numai așa mi se pare că putem însănătoși nația. Altfel, fiecare profesor are propriul lui fel de a fi. Fiecare familie are propriul lui fel de a fi. N-o să mai avem în veci o societate pusă pe niște reguli corecte și pe care să le știe toată lumea. Dacă nu oprim acest cerc vicios și nu reușim să-l transformăm într-un cerc virtuos care apoi să se alimenteze permanent și să facă... Deci, politețea, civilitatea, civilizația, da, să se ducă după aia în cercuri concentrice tot mai largi în societate. Sigur că da. Pentru asta... Asta, da. Spun eu, pornind de la școala profesorilor și o conduită pe care, adică, și trebuie insistat, nu așa la modul general, fiecare profesor trebuie să semneze pentru anumite lucruri atunci când se angajează. Dar trebuie să existe la nivel național un proiect să se pună în valoare, ca să poată fi înțeles. Altfel e semnat ca și primarul, știți, în continuare. Vă mulțumesc, Gabriela. 0372069599. A devenit brusc, a devenit mai tristă emisiunea. Cristina, bună ziua! Bună, Moise! Vă ascultăm! Am fost colegi, eu am fost la CET, tu ai fost la biochimie. Eu am fost la mate fizică. Am fost la E, după clasa, după clasa 10-a, da. Între 11 și 12-a, dar tot mate fizică era. Și am fost prima promoție care a dat, da, ultima promoție care a dat treaptă și prima care a dat bacul la 5 materii. Și știi că am făcut grevă, ne-am dus în fața prefecturii să facem grevă că nu este ok. Bun, întrebarea mea... Am mai făcut grevă și ca să ne pună scrumiere în școli. Da. Vorbim de tulburături anii 1990 și 1991 exact, și directorul ne-a pus scrumiere în școală. Da, scrumiere la toate geamurile, da. Este de acord cu tine. Întrebarea mea este de felul următor. În primul rând, când se va pune în centru educației copilul? Pentru că din această cauză noi am ajuns ca să... Mă rog, să fim analfabeti funcționali. Majoritatea copiilor nu sunt puși în centrul sistemului de învățământ. Și a doua întrebare, când reușim să punem în valoare
profesorii care într-adevăr merită să fie în sistemul de învățământ. Pentru că, într-adevăr, sunt salarii pe care le merită majoritatea dintre profesori, dar trebuie să facem o triere a profesorilor și a cadrelor didactice care merită să rămână în învățământ și care au vocație de a fi profesori. La ambele întrebări, întrebarea mea este cum? Cum punem copilul în centrul sistemului de educație? Cum facem această triere a profesorilor? Printr-o lege a învățământului care să aibă în centru atenției copilul. Și copilul meu este tot într-o școală normală, este tot în colegiul în care am fost și noi. Adică la Traian, da. În Drobeta exact. Tunis. Hai să spunem, hai nu mai ținem secret, spunem la toată lumea. E vorba de liceul Traian de atunci, colegiul Traian de astăzi, da, din Drobeta Turnu Severin. Exact. Așa, și cum e? În condițiile... Păi, de exemplu, au un profesor extraordinar, după care copiii sunt înnebuniți. Eu n-am întâlnit în ultimii ani profesor de chimie pe care copiii să-l iubească atât de mult. Chimia este destul de grea ca și materie, da? Da. Ori în condițiile în care tu ai un profesor pentru o clasă sau câțiva profesori foarte buni pentru această clasă, atunci tu trebuie să ți-i păstrezi. Ca să ți-i păstrezi, trebuie să le pui în valoare calitățile acelor profesori, pentru că acel profesor le va pune în valoare calitățile copiilor. Ori asta nu se poate face decât în condițiile în care tu îți triezi, ca și învățământ, mă refer, îți triezi profesorul. Păi da, dar pentru profesorul... asta trebuie un sistem stimulativ, în afară de exact, faptul că sistemul e închis evaluare. În momentul ăsta. Noi în sistemul privat avem sisteme de evaluare, da? Ai evaluare anuală în care ți se... Sistemul public nu se poate. Niște punctaj. Nu se poate în sistemul public. Sunt de acord cu tine. Pentru că sistemul poate, public, da. Cine să evalueze profesorii când ei înșiși sunt profesori și de știu cel mai bine? Cum să fie evaluați de altcineva? Păi tocmai asta am zis. În condițiile în care tu nu stimulezi un profesor care are vocație sau să aibă vocația aceea de profesor și le dai la toți același salariu, atunci nu o să ai niciodată un sistem educațional performant. Vocația. Ce este vocația? Vocația înseamnă, în primul rând, să-ți placă. Păi și cum testezi asta? Cum testezi vocația? Nu se prea testează. Nu se poate decât dovedi. Se testează în timp, la clasă. Copiii noștri. Sigur că da. Exact. Deci, pentru asta, îți trebuie mult mai mult decât... Ce? Decât ce avem în momentul de față. Dar vocația nu se poate... Un sistem de evaluare al profesorilor foarte bine pus la punct și un sistem salarial. Eu sunt de acord și cu mărirea salariilor profesorilor și în acest moment. Dar acea mărire să se facă în baza unor performanțe. Asta înseamnă salarii diferite. Explică-i... domnului profesor de matematică, de ce doamna profesoară de chimie are salariu mai mare decât al domniei sale? Matematica e cea mai importantă, se știe. Uite, la matematică stă în cel mai rău în testele PISA. Este adevărat. Depinde de clasă și depinde de profesor. Nu, dar cum explici chestia asta profesorului de matematică când el predă, în mod evident, o materie mult mai importantă? Este important. Fiecare materie este importantă pentru acel profesor sau pentru un anumit copil, pentru că nu toți copiii sunt foarte buni la matematică sau foarte buni la română, la fizică sau la chimie. Da? Sunt copii extraordinar de buni și cu rezultate deosebite, inclusiv la religie, unde doamna, de exemplu, la fica noastră, este un pedagog foarte bun. Da, care i-a ajutat foarte mult. Da, am mai întâlnit asta. Cristina, mulțumesc mult, mai am puțin timp și aș mai vrea să mai iau un telefon. Încântat că mi-am găsit colegi de liceu. Ștefan, bună ziua! Ștefan! Bună ziua! Mai avem un minut, vă ascultăm. M-auziți? Foarte prost, sunteți pe speaker cumva. Da, nu mai e mai bine? Mult mai bine. Puneți întrebarea. Întrebarea mea e pur retorică, vă rog. Ținând cont de faptul că s-au mărit salariile la profesori, noi profesorii, da. În ce măsură știrea de astăzi cu testele PISA i-a scos puțin din zona de confort pe domnii și pe doamnele profesori?
Deci dumneavoastră și-a zis că e retorică. Deci răspunsul pe care îl conține este că nu i-a spus. Păi eu zic în felul următor. Dacă mă calcă vreun tramvai, să știți că era condus de un profesor. Și atunci înseamnă că a ieșit din zona de confort. După emisiunea asta vreau să zic. Cum aș putea să vă răspund la această întrebare? Nu căutam un răspuns. Profesorii, ok. Răspunsul în general al profesorilor, cel puțin al profesorilor care sunt, care conduc sindicatele din învățământ, că testele PISA au fost tot timpul, rezultatele au fost tot timpul proaste, acum sunt mai proaste decât oricând. Rezultatul ăla a fost, nu sunt atât de relevante, să știți. De fiecare dată îi zic, nu e, genul ăsta de evaluare nu e, n-arată mare lucru. Adică ne-a ajuns că avem câteva zeci de elevi care câștigă olimpiade internaționale și restul... Bingo! Bingo! Deci, asta face, așa cum ziceam mai devreme, asta face țara noastră, într-adevăr. Unii dintre noi ajung la niște performanțe deosebite, de răsunet mondial, nu foarte mulți. Și, atenție, nu după Revoluție, nici măcar în perioada comunistă, chiar și perioada interbelică, adică acea perioadă din istorie pe care o cunoaștem relativ mai bine, aproape la fel de bine ca și pe asta contemporană, da? Deci chiar și în perioada interbelică, lumea românească era împărțită în niște elite foarte performante și restul țării care era extrem de jos. E o boală românească chestiunea asta. Cum reușim să facem aceste lucruri? Doamne, să știți că capitalismul, economia de piață, corporațiile au dezvoltat metode. De principiu, trebuie să faci o procedură. Despre asta e vorba și cu învățământul. Ce ne trebuie? Ne trebuie o procedură. Mai ascultați odată emisiunea cu Marian Staș, pe care a făcut-o Alicia Cobescu săptămâna trecută. Marian Staș este un expert în educație pe care eu îl admir foarte mult și care sper să vină și săptămâna viitoare când încercăm să organizăm o dezbatere națională, cu o audiență națională, în această problemă care se pare totuși că nu preocupă suficient națiunea noastră. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi. Ați fost la nivelul așteptărilor mele. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu.